Ultimul care scapă telefonul va câștiga 1000 de euro. Treaba asta în felul următor. Fiecare concurent va trebui să țină telefonul cu un deget arătător și cu un deget mare, de la orice mână vrea el, deasupra potului de vreo 100 de metri aproximativ. Ești de bun la cap. Și regulile mai avansate stau în felul următor, Iulica. Fiecare concurent are ușor, băi. N-ai voie să-ți prinzi și mâna, nu aveți voie să schimbați mâna și o să mai îndura și alte chestii. Hai să dăm drumul la treabă, tată. Let's go. Bă, întinde cotul și întinde și mâna. Ce faci aici? Ești de bun la cap. Ia uite cum stai. Ce voi și la bar să moară vreo beții de rău. Păi că mi-ai luat telefonul 24 de ore, mai vrei să stau și ce? Păi cine poate să stai așa mult timp? Hai mă, stai așa, dacă așa stau... 1000 de euro merită la tine, ești de bun. La Ariana nu merită, Ariana nu are telefonul ei, bine, sper că avea un iPhone 12. Vino cu după mine. Ariana are un iPhone 6S din ăsta, de-a lei telefonul ei vechi, lăudătoare. Pentru că nu merită, ești de 1000 de euro, nu face nici că telefonul ei. Așa că a zis că se bagă în challenge, dacă alt telefon, că nu merită. Și haideți după mine să vă arăt ce le pregătesc, bă, băiatul la challenge ăsta. Veniți cu bam, ce mai avem pe aici? Bam, mai multe, dar stai aici de bun la cap. Avem și niște dintre astea să moară vrabeții de rupă, ca să câștigi 1000 de euro trebuie să te chinui, băi, nu așa. Mai avem și pe frățioara, care n-am o frică cu ea, și pe frățioara. Mai avem o din asta care intră exact în... Și hai să vedem, mai lăsăm puțin și după mergem către ei să-i zăpăcim. Cum vă simțiți, dragilor? M-a rupt umor. Băi, e greu să ții telefonul așa, să stai cu mâna întinsă, chiar e greu, Cianis. Oricum, începem deja cu prima provocare. Fiți atent. Piatra, hârtie, foarfecă va trebui să facă tata cu Iuli. Iar cine pierde va trebui să arunce telefonul dintr-o mână în cealaltă mână deasupra hăului, deasupra podului sau cum se zice. Eu pot să pierd acum imediat? Păi prinde-l ca să nu pierzi. Dacă scapă mi-a alunecă, gândește. Asta e, te-ai acasă, gata. 3, 2, 1 și... Bravo! Egal! 3, 2, 1 și... Hei! Bine! Băi, nu mai da peste umăr, băi! Mamă, Iulica, trebuie să arunce telefonul din cealaltă mână în cealaltă mână. Hai să vedem. Dacă îi scapă, mă! Bravo, băi! Bine, Iulica, a fost salvat, Iulica. Hai să vedem următoarea provocare. Îți vei ce le facem. Clești toată asta degetele ca vulturul, nene, pe pradă. Video-ul ăsta participă verișoara mea, Adriana, pe care n-ați mai văzut un video, nu prea are experiență cu camera, așa că eu cred că dacă mergem cu vuvuzela asta și îi dăm direct în ureche, cred că o sperie să moară blabiții. Vorbesc încet că e posibil să mă audă că e vânt și zici că vântul duce sunetul încolo. Hai să vedem, mergem. Ce faci, Adriana? Ești bine? Nu prea mai pot, dar vreau banii aia. Hello darkness, my old friend. Cum s-a speriat, bă, mâncați? Adriana! Cum te-ai speriat, mă, mâncați? Da, să vezi cum m-a speriat. Bă, cum să se sperie mașia rău de tot, frate? Lasă-mă că a rămas mai puțin la 1000 de euro. Mă, mi-a tresărit un pic și mie inimioara. M-a tresărit, este? Ia-mi eu, mă, hai să vedem. Vă mai las puțin și începe nebunia iar. Bă, frate, te rupe la umăr, ești de bun că îl țin și eu la troll așa de 20 de secunde, 2 minute. Și deja mă doare umăr, ești de bun, mai puteți, mă? Periculos, ești. Mai puteți, frate? 22 de secunde, eu nu mai pot decât stau aici. Începem cu un concurs de cultură generală. Dacă voi greșiți, un cârlig de asta va fi amplasat pe fiecare deget al vostru. Hai să vedem. Încep cu tine. În ce an a fost fondat YouTube-ul? 1962. Hai, trebuie un deget? Bă, ăsta aici. Cum pe ăla acolo? Aici la... Aici, bă, ăsta pe telefonul, băi, Johnule. Stai așa, ține acolo. Aaaa! Mamă, dar ai degetul gros. Are degetul gros, rău. Gata, mă. Hai să vedem. Răspunsul tău, Iulica, când s-a fondat, mă, YouTube-ul, ia. În 88, când m-am născut eu. 81, mă, nici nu era internet în 80. S-a pus tatăl ăla la Iulica, ia vedeți-l. Nu mai pot, mă tremură mâna, bă. Ce-a, mă, Iulica, băi? Nu mai pot. Să n-atinge jos, să n-atinge. Dar nu mai pot. Ia zici tu, Patrick, că tu faci YouTube, ar trebui să știi. 2005. Da? Ia lasă-mă să verific puțin. 14 februarie 2005. Bravo, bă! Bravo, bă! Parfi nu ia niciunul. Așa că cum puteți să ziceți, mă, că în 60 și în 88 mergem să le punem d-astea pe toate degetele? Băi, ne mă acolo. Ah, cum a intrat, bă, urechios și am încasă și gura. Unde e Iulica? De răsos? Aoleu, umărul meu. Băi, 30 secunde, mâncați-aș, 30 secunde vă las. Îi lăsăm puțin, iar după venim cu alte provocări nebune. E timpul să torturăm puțin pe Parpiliana. Chestia asta, dacă te bagi în ureche, băi, te mănâncă de rău de tot, frate. O să-i bag în urechea care e îndreptată către mâna care ține telefonul, să vedem dacă îl scapă cumva sau se întâmplă ceva, hai să vedem. Te-a durut, mă? Cauza ta, am pierdut telefonul și banii! Bă, mă, dar vezi că sunt unul lângă altul acolo, ești de bun să moară vreabeții de nu. Bă, dar noi nu mai putem, bă! Mai putem să stau!
Nu mai puteți să? Mamă, mamă. Lasă-o, nu mai mă poate pe mână, bă! E jale, mâncață! Haide, mă, că am rămas heavyweights acolo, bă, deci de bun, mergem și cu asta, și cu asta. Să vedem ce zic, ești de bun la cap, ia mă să vedem. Auziți, bă, dar eu voiam să vă întreb pe voi așa. Pe voi vă deranjează puțin asta așa? Bă, bă! La urechi așa te deranjează, zic bă, asta. Scap, bă, scap! Bă, bă, nu! Bă, asta o știi? Iulica, scapă-l! Nu! Dă-i mai bine! Să-i dau bine, a? Băi! Mai știi când mi-ai dat mie? Mai știi când mi-ai dat mie la challenge-ul ăla? Băi, mârlă moaiule! Mai știi când mi-ai dat mie la challenge-ul ăla? Nu mai băga mai aia în ureche! Ia, încă o dată și tu! Încă o dată și tu puțin! Ești gata? Așa făceai tu la mine! Mamă, hai mă că mă dă. Mai ții minte când făceai așa? Hai, ia! 3, 2, 1... L-a scăpat! Nu l-a scăpat, băi! Băi, mârlămuiu ce-a dat! Scapă-l să câștigi, mai dă-i una acolo! Băi, mârlămuiu ce-a dat să moră din... Băi! Pleacă-mă la ăla! Pleacă la ăla! Băi! Credeam așa ceva, nu scapă, mă, nu scapă mârlanii, mă, băiatul, nu scapă deloc mârlanii, băi! Hai să vedeți ce le mai face, că nu e nebunie cu ei! E greu, bă, cu ăștia de la heavyweight, ești de bă la cap, așa că mergem și cu niște de-astea și la ei. Dragii concetățeni, ce faceți, vă rog, vreți să vă răcoresc puțin așa? Ia vină puțin, Elica, și tu? Ce credeai că scap? Credeai că scap, mă? Băi, mă, moiule! Mă, nu mai pot să merg! Vezi că e apă cu sare, apă cu sare, am băgat zăr din ăla, ca să fie treabă, treabă. Dă-i bine, ia și tu atunci, ia. Bun, și după ce v-ați răcorit, haideți să începem. Băi, nu da cu ăla, că-l scap. Cu asta nu, cu asta o să dau dacă răspundeți nasul la următoarea întrebare. Când a început primul război mondial? Primul care răspunde a câștigat. 1912. Nu! No! 1915. Nu! 1918. Nu! 17. Wow, nu! 14. Bravo! Ai vizut, băi! Băi, nu plângi curata! Scapă-l, bă! Cum asta nu știi, scapă-l! Bă, ăla! Băi, cum asta nu știi, mă, frate, ești nebun? Hai, dacă nu mai puteți, o să aveți și cârligele astea de mâine. Băi, nu ne mai pune, mă, alea, mă, mâncare. Mi-ai pus și de urechi și de nas și de alea. Lasă-mă în pace, mă, mai zăpăci cu astea. Nu prea merge, așa că nu știu cum facem, dar trebuie să mă intre pe degetul ăsta al tău, că degetele alea sunt mari. Băi, nu mai pot. Nu ești cald aboșeam. Bă, frate, trebuie să vedeți cine câștigă 1000 de euro, ești nebun? Hai să vedem. Bă, lasă-mă, mă, mâncat. Băi, el scapă, băi. Băi. Nu scăpa. Nu dau unghie, mă, că mă doare. A, te doare rău? Ce trebuie, de ce doare rău? Ok, ține. Ține că trebuie să vii și la Iulica, mă, nu mai pot. Ține că trebuie să vii și la Iulica. Iar îmi pui de ăla, băi. Da, ești de bun. Uite cum îmi tremur. Scapă-l, Iulica, dacă e. Scapă-l. Bă, nu mai pot. Nu scap. Trebuie să stați cu asta, fiți atenți. Acum trebuie să stați cu asta pe undeva la 20 de minute. După care o să vin cu proba finală. Hai să vedem. Ne-ai ținut 20-25 de minute, aici zis 20, hai nu mai pot! Ai zis 20, sunt de 25, nu mai pot, uite cum îmi tremură deget. Aoleu, mamă, ce urme! Băi, s-a făcut mâna acolo! Gata, ține mâna acolo, da! Mamă, cum mi s-a făcut deștiu aici, mâncați! Eu stau mutat telefonul acolo înapoi! Băi, mutați acolo telefonul! Bun, de data asta le voi arunca aceste jumătăți de croissant, iar cine îl prinde direct în gură va avea 5 minute pauză. Sunteți gata? Mamă, de-abia aștept. Cu ce arunci, mâncă? Cu pietre? Nu cu pietre, cu croissant. Oho, hai că și așa mi-a scăzut glicemia, mâncați aici gura ta. Hai, prima oară tu? Mamă, aproape, băi! Tu, Iulica! Nu fi! Nu, l-a sabotat, băi! Greșeala mea, băi, greșeala mea, stai, scuze, ia! Deci vrei să pierd? Nu! 5 minute pauză, Iulica, poate-mi fi telefonul! 5 minute pauză, tată! Mamă, mâncați aici gura ta, cred că murim de plâns! Dacă îl sparg și pe ăsta e nou, frate! Băi, ai fost 6? Mai mi-ai spart unul! Deci mai mi-ai spart unul! Hai să vedem, pauză, Iulica! Dă, bă, și mie una, că mi-a scăzut glicemia, nu mai pot mâncați! Ia. Aia, hai să vedem! Care dă, bă, și mie puțină apă, că nu mai pot să-ți băi! Iată, îți dau apă! Dai drumul la telefon ca să câștig eu. Băi, ești mârlă, măi. Nu e, mă, dai, păi, mă. Pentru o gură de 1000 de euro o gură de apă. Gura mare. Băi, ai grijă ce faci. Gura mare. Hai, da de 2 lei, mâncați. Mai dă-mă că îți mai dau 4 lei. Ia. Nu l-a scăpat! Săracul! Băi! Ține-te tare, mă! Ăsta mă sabotează, frate! Bă, încurci și muci, mă, frate! Mă, mâncați aici gura! Hai, Iulica! Hai că mai... Acum trebuie să se întoarcă, Iulica! Am pus teamăr de 5 minute, vină cu a! M-am răit ăsta acum! Te-am răit, a? Bă, vezi, am băgat menghina, nene! Hai, bagă, Iulica! Hai să vedem, dăm drumul la următoarea provocare, mă, să scape unul odată, băi! Dacă n-a scăpat telefonul așa, dragi concetățeni, o să vă întreb câți abonați am în momentul de față pe canalul de YouTube și cine răspunde greșit o să primească o de-asta în telefon. Hai să vedem. Începe.
510.000. Băi! Băi, mărlămoiule! Băi! Bă, am făcut 511.000, mâncați ai jurat. Bă, de ieri până azi? Am făcut 511.000, dar subscribe și like, băieți, că murim de plâns să mă rog la meții, că să-l surprinde pe tata, ești de mâna la cap. Auzi, Iulică, te abonați are Ariana pe canalul lui de YouTube. 80.000. Bă, că i-am spart telefonul, mâncați ești gura, da. Bun, am stat și m-am gândit puțin și le adresăm din nou o întrebare, iar cel care răspunde greșit va trebui să arunce telefonul în sus și să-l prindă cu aceeași mână, cu aceleași două degete. Deci aveți grijă, mâncați ești gura. Că nu mai pot, bă, mâncați ești gura ta dacă mă ții aici. Nu mai. Chiar nu mai poți? Hai de capul meu. Dai, nu mi. Băi, uite ce l-ai făcut. Mamă, ia vezi că chiar așa, mă, frate, bă, comentați voi, bă, dar sincer acum, cine s-ar mai fi băgat în challenge-ul ăsta pentru 1000 de euro? Dar nu, bă, bă, deci nu glumesc, să se spune altul comentarii, comentați, pe bune. Adu-i aici, mă, să facă și ei asta, mă, mâncați-și cură. Bă, nu zic, nu zic că n-au fost chinuiți, dar fiți atenți ce voiam să vă întreb. Vreau să răspundeți la 3, 2, 1, da? Deci amândoi odată... Adică repede? Adică când zic eu acum, 3, 2, 1 și... Hai mai repede, mâncați-și gură dacă facem și pe noi, hai o tată. Fiți atenți, întrebare rapidă, fulge. Cât spitici avea cinușerea asta? 7-0. Aaaa, zic 7, bă! Bă, cinușerea asta, băi! E cinușerea asta, băi! Am zis că albă ca zăpada, nu mai pot, băi! Cinușerea asta, Iulică! Cinușerea asta, bus! Bă, mâncați-și gură. Hai de fă provocarea aia când abia aștept să-mi iau 1000 de euro. Te uita și la desene cu Evelina aici, e bun? Ce trebuie să fac, mă, frate, să aruncă așa? Deci, stai așa, așteaptă puțin. Ar arunci în sus și îl prinzi cu aceeași mână. Uite cum mă tremur, nu mai pot. Haide, bă, aruncă, hai că grijă. Nu mai pot, bă, băiat. Ai grijă. Hai grijă. Nu lăsa să... Nu lăsa să... Să scape. Dă, Doamne, să-l scape. Câștigător! Nu poți să împing așa ceva, tăi! Bravo, mulțumim viaductului, băi! Mamă, m-a spart tumorul, deci nu mai pot. Dă, bă, dă banii, dă masarii, dă masarii, dă cașcavalul, tată! Mamă, mâncați-i și curat! M-ai scos lâmbelele, haide! 100, 200, 300, 400, ce să-i mai nu? Hai, încoace. Mă, ai încredere în mine că sunt toți? Băi, ce anu-i dați acest clip pe butonul de like și pe butonul de subscribe? Incredibil, bă, băiatule! Iulică e... Iulică nu mai poate, mâncați-i și curat, tată! Are mâna, băi! Bă, că-ți dau și ție! Nimic, dai, mă, numai cât apă mi-ai băgat pe nas. Nimic nu-i dau. Ei, dai-mă 100. Ce 100? 100. Mă, uite, ia 100 cât de nas. Bă, nu dă nimic, bă, băiatră, nimic nu dă, bă, nimic nu dă. V-am bubat.